Andrei Hodin are un rol mai special acolo în compania Generali. Am discutat astăzi cu el când mi l-a prezentat un coleg de-al lui, colegul de la PR. L-am întrebat cine e cea mai potrivită persoană să ne răspundă astăzi la întrebări. Mi-a zis că el face cumva un soi de back office de daune. Astăzi vorbim cu el, am înțeles că face mult mai mult. Și zona de antifraudă și mai multe lucruri. Cum arată aplicația Generali și ce puncte tare are ea, aplicația de daune pentru clienți? Da, bună ziua tuturor. Colegul meu de la PR a fost drăguț. Îi mulțumesc pentru asta. Noi la Generali, punctul nostru tare, cred că a fost că am fost pregătiți pentru perioada asta. Noi de-a lungul vremii am investit în tehnologie și în modul de lucru al colegilor mei, în special la daune. Practic, din momentul în care am intrat în starea de urgență, Generali a fost în online cu 95% dintre colegi. Am avut cu toții laptopuri și VPN-uri ca să putem să lucrăm de la distanță. Lucrurile astea au fost pregătite în timp, prin planurile de acțiune în caz de catastrofe naturale, atunci unde lucrurile pot să o iară Adică tu vrei să românești. spui, e principiul ăla românesc, unde dai și unde se întâmplă. Da. Noi am mai avut situații. V-ați Da, am pregătit mai avut pentru catastrofe situații. naturale și a venit COVID-ul. Exact. Care, practic, tot un fel de catastrofă naturală a fost. Astfel că noi am reacționat repede, ne-am mutat repede în online. Aveam deja pregătită avizare online și notificare de daune pentru motor și ramurile de household. Acolo, practic, într-o singură pagină pe site, site-ul fiind și mobile friendly, pot să introducă toate datele necesare astfel încât noi să putem să deschidem dosarul repede și să-l instrumentăm repede. Apoi, după aceea, iarăși pe motor, fiind o parte mare a portofoliului nostru, avem constatările pe casco în servisuri, unde aici e și o parte din rolul meu, aceste notificări ce vin cu ajutorul colegilor din service sunt procesate prin tehnologie RPA, Robotic Process Automation. Și discutând chiar astăzi cu colegii de la Daune, să zicem așa, noutatea care a venit, pentru că ai noștri clienți, mă rog, ca toți clienții noștri au competențe digitale diferite, foarte mulți dintre ei au dorit să aibă un contact direct cu colegii noștri și acesta a fost fie prin e-mail sau prin WhatsApp, dar întotdeauna au fost ghidați de colegii mei la telefon și modul acesta de lucru ne-a salvat și pe noi și pe clienții noștri de deplasări inutile și care puteau să ne pună în pericol sănătatea.